Bună ziua, domnilor și domnilor! Cu dumneavoastră este Robric Grecu cu cele mai importante updates din zona cripto. Vă salut cu drag și cu respect bun venit aici pe canal. Anunț Solana Crash. Așa, un titlu mai uh, neașteptat. De ce Crash și nu neapărat reflectat în preț, ci în ecosistemul lor? O să discutăm. Uh, doar aveți răbdare. Bun venit la seria Pond de Marți în cripto. Pe drumuri de data asta, dar uh, era nevoie să filmez un material pentru dumneavoastră, așa că vreau să-l îmbrățișați cu drag. V-am obișnuit să vă filmez material de natura asta, vreau să menținem seria vie cu continuitate, anume pe unde marți în cripto și nu doar asta, ci fiecare zi, cel puțin de luni până vineri, încercăm să filmăm, să vă aducem materiale. Mergem direct la subiecte. Bitcoin se află într-un teritoriu Exact ca ieri, parca nimănui, cu o ușoară tentă bearish, dar nu cred că e nimic de îngrijorat. Deci, menținem peste 43.000, Condăm să consolidăm în zona aia. Alte elemente importante de avut în vedere: evenimente cheie săptămâna aceasta, domnilor și domnilor, avem 10-year note auction, asta e miercuri, adică mâine, avem initial jobless claims data joi. În total, săptămâna asta, avem șase speaker ai Rezervei Federale care vorbesc. Ieri a vorbit moșul, JP, Jerome Powell, președintele Rezervei Federale. Dar toți sunt importanți, nu doar uh, Jerome Powell, din punctul meu de vedere. Plus că 20% din companiile de PSP 500 au. Avem, de fapt, rapoartele. Avem uh, Report Earnings, da, la peste 20% din companiile de pe bursa americană, de pe Wall Street. Îmi cer scuze, sunt și puțin răcit, am o răceală, cred că e ceva în aer, că și oameni din proximitatea mea și câțiva membri din familie sunt răciți, nu știu ce se întâmplă. Sper că nu ești tu răcit. Dacă ești, dă un semn, pun un emoji ceva în comentarii pe acolo. <laughs> mă rog. Mulțumesc că sunteți, domnilor și domnilor, îngăduitori. Continui să vă reamintesc de luna februarie și să nu uităm că luna februarie tinde să fie o lună favorabilă pentru Bitcoin, prezentând un model sezonier remarcabil, poate chiar notabil, cu randamente pozitive în 7 din nou, din ultimii 10 ani și cu o medie de plus 8%. Da, ca și creștere, ne referim aici. Ceea ce e ok. Deci luna februarie cumva rămâne în uh, cărți. Din nou, dacă vedeți multe fețe bearish, este pentru că aperează la turmă <coughs> și dacă văd puțin roșu în piață, se panichează. Dragii mei, piața asta nu se schimbă de pe o zi pe alta, ci emoțiile noastre se schimbă de pe o zi pe alta, direcțiile sunt Am stat destul într-un permarket. se fini la melodii. Nu știu dacă am zis bine, dar ați înțeles ce am vrut să spun, vă spun, domnilor și domnilor. Anunțul bombă, da, legat de creșul de pe Solana, din ecosistemul lor, blockchain-ul Solana, a fost oprit circa 48-50 de minute, preț pentru care nu s-a nu s-au putut efectua tranzacții și nu am văzut blocuri. Da? Din nou, și tranzacții pe chain-ul acestora, pe Solana. Solana Mainnet Beta, să confruntă, din păcate, dragi ascultători, cu o degradare a performanței și lucrul ăsta este vizibil. Validatorii, din ce am văzut, studiat, investigează activ problemele astea, dar fac lucrul ăsta de foarte mult timp. Gândiți-vă doar că în anul 2022 am avut peste 10 opriri de natura aceasta într-un singur an. Într-un singur an. Plus că vreau să vă mai gândiți la câteva lucruri importante vis, -vis de ecosistemul Solana. A avut o creștere, într-adevăr, ecosistemul acesta, mai mult decât impresionantă, mai mult decât fascinantă, însă, oameni dragi, a fost poate artificială. Nu cred că a fost o creștere organică, nu cred că a fost o creștere solidă, nu cred că a fost o creștere care să susțină cu adevărat un ecosistem bun, o creștere care să ne arate validitatea unui ecosistem bun și da, pentru că wow, ce bun e Solana, uitați ce creșteri, deci cumva cred că cineva pompează din spate bani necostemul ăsta și lucrul ăsta mă îngrijorează pe mine, nu mai sunt deținător de Solana, am tranzacționat, am profitat de valul de pe Solana, am marcat câteva zeci de procente bune, dar nu o să vin să vă spun, nu o să vin aici în fața noastră să vă spun, am făcut X-uri și X-uri și x, și x Nu, am făcut ceva bani frumoși, da, cu solana pe acel val de creștere, m-am prins că e ceva neobișnuit și mi-am mi -am riscat o parte din bani, pentru că era un risc, nimeni nu știa cu siguranță, să fim serioși. Deci, vreau să rămânem realiști, nu să uh, vorbim povești de, e o vorbă în bana, povești de popă beată. Nu, 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 nu. Vreau să rămânem serioși. Am profitat de val și am făcut bani, ca mulți alții. Nu are legătură cu ce trader performant am fost, că am făcut bani pe, pe valul acela. Probabil și tu, dacă ai intrat pe valul ăla și ai fost puțin inspirat și ți-ai permis să rigi niște bani, probabil că ai făcut bani deopotrivă. Dar în punctul acesta mă orientez spre alte, alte proiecte. Și ca pon de marți, da? pentru că despre asta e vorba în această serie, tin să cred bună, frumoasă, vreau să vă las și link, paritate de USDT, time frame de o zi și trei zile. Pare că am spart un bull flag, dacă vă uitați, un bull flag destul de interesant. Da? Am ieșit dintr din acest pattern, în acest bull flag și pare că mai avem de crescut poate din punctul acesta 40-50% în următoarea perioadă, dar asta poate depinde și de evoluția Bitcoinului care din nou tind să cred, domnilor și domnilor, că va fi una bună pentru februarie. Și cred că o să o încheiem destul de pozitiv. Deci vreau, vreau să aveți ceilink în vedere și Rose, da? R O S E. Tot așa paritate de USDT puteți să vă uitați pe TradingView, de exemplu, timeframe de o zi vedem pe cear niște lucruri interesante și cred că putem să mai înregistrăm în următoarea perioadă ceva creșteri și aici. Una peste alta, vreau să vă reamintesc că în descrierea clipului aveți un link să mergeți pe Discord la noi, în grupul nostru Premium, să deveniți membri Premium, într-un loc călduros unde puteți să creșteți. Sunt, după cum bine mă cunoașteți, mulți dintre dumneavoastră, dar poate și pentru cei care nu mă cunoaște, sunt fondatorul ecosistemului Greco Capital, o școală educațională care nu are la bază principii de îmbogățire peste noapte, ci o educație bine pusă la punct, principii sănătoase prin care putem să creștem pe termen mediu spre lung. Ți am pregătit o comunitate faină, deosebită, unde cred că poți să crești, un abonament cu plată recurentă. Cred că investiția în tine n-ar trebui să aibă preț. Cred că ar trebui să-ți dorești constant să investești în tine și până la urmă în roiu, adică nu roiu, ăla albine. Return of investment-ul, e bine, o să fie din nou pe termen mediu spre lung, mult mai bun. Deci te așteptăm uh, în ecostemul nostru, din nou link în descrierea clipului și atenție, pe 17 aprilie dacă aveți drum prin Dubai, dar și dacă nu aveți trebuie să vă faceți. Organizăm un eveniment incredibil cu Cristian Chifoi și Mihai Daniel, The Secret, unde vă expun toate secretele mele, unde Dani vă expune secretele lui și Cristi vă expune secretele lui deopotrivă, despre nu cum supraviețuim în lumea asta, ci cum prosperăm în lumea asta. Pentru că e bine dacă supraviețuiești, dar dacă nu prosperi, doar supraviețuiești nu e neapărat cea mai faină soluție. Cred că o să servească evenimentul ăsta. Avem două restaurante cu stele Michelin la biletele premium cele mai relevante. Dar dacă vrei totuși să rezervi doar un bilet, să faci să vii la eveniment și nu neapărat să vii la restaurante ulterior, din nou link în descrierea clipului. Cred că o să-ți servească Poți să-l gândești și ca un concediu, dar și ca un business trip în același timp. Pe 16 aprilie e eveniment de la Solana, pe 18 aprilie e eveniment uh, organizat de cei de la Token49, unde vin și diferiți parteneri uh, și de-a mei, uh, da, și de-a lui Dani. Cred că cred că o să vă servească, doamnelor și, și domnilor. Și cred că până la urmă uh, și călătoria asta, uh, networking-ul și ce o să se întâmple acolo o să prindă prinde tare, tare, tare bine. Vă mulțumesc că v-ați consumat din timpul vostru să urmăriți acest material. Aș aprecia un like, să vă abonați și să ne vedem cu bine. De ce nu? La noi materiale și, din nou, nu vă panicați. Și în loc de Solana, uitați-vă și la alte proiecte. Că îs foarte multe bune, faine, interesante. Bro, gata! Te las!